Sau și bine am găsit la un nou episod din We Happy Few. Suntem în orașul ăsta pierdut și ați spus voi o chestie foarte interesantă în comentarii pe care n-am observat-o eu și într-adevăr aveați dreptate. Cu psychotropic syringe pot să mă duc la un dăsta că nu se așteaptă față că ăștia se uită la mine și să injectez seringa aia în ei. Nu știu ce se întâmplă dacă fac asta, dar într-adevăr nu am observat-o și ați observat-o voi și vă mulțumesc. O să vedem acum dacă reușesc să găsesc pe unul din ăsta și să încercăm să injectăm seringa asta în ei. Între timp, hai să trecem pe aici să vedem dacă mai găsim și niște plante de astea, healing plants. Este una aici. Cred că am auzit pe cineva pe aici. What the fuck? Când i-auzi pe ăștia cum fac și faptul că nu își dau seama de ce se întâmplă. Calmează-te. Inject, uite. Hop. Am injectat-o pe tipa asta. Ok, și ce se întâmplă? Și a revenit? Vezi că nu mă mai atacă. Mă gândesc... Oh, nope, a început să mă atace. I-am făcut inject, nu știu dacă i-a făcut inject ca lumea. Oh, shit. Nu tu încoace, că-ți dau două dry cookere de-astea în cap. Te liniștesc. What the fuck? V-ați văzut cum făcea asta? Sper că era un bug. Și nu era... Nu așa trebuia să facă, pentru că e creepy rău de tot. Metal Beats e foarte bun. Da, cred că o să mai fac, ia să văd, mai am posibilitatea să mai fac încă un psychotropic syringe. Mergem aici, psychotropic syringe. Red pills și purple pills, nu mai am. Puteam să o folosesc pe mine, dar am zis că, bă, hai să încerc să văd ce se întâmplă și văd că nu s-a întâmplat nimic momentan. Ori am aplicat-o eu greșit... Poate am fost prea departe și el a aplicat-o oricum. Ori, nu știu. Oricum, o să trebuiască să intrăm în orașul celălalt de acolo, dar hai să trecem puțin prin zona asta, pentru că e o zonă puțin nedescoperită. Mă amuză întotdeauna cum face ragdoll-ul când îl omori, adică corpul personajului când îl omori. Clot, așa, hai să vedem ce mai găsim pe aici. Și nu uitați, dacă vă place seria și vreți să o mai continuăm și să facem cât mai multe episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Mă gândesc că... Adică stau și mă gândesc ce putem să facem după ce vizităm toate orașele și toate zonele nedescoperite. Pentru că nu știu dacă mai e content. Eu sper să mai fie, dar nu știu încă. Întotdeauna am descoperit chestii noi. Dar e posibil să terminăm contentul în curând. O să vedem. O să vedem. Eventual o să caut niște tutoriale pe net să vedem cum putem să intrăm în castelul ăla. Ce ziceți? Pentru următorul episod mă gândesc la să facem chestia asta. Dacă ați vrea să încercăm o metodă de a intra în castelul ăla cumva, chiar dacă poate o să ne folosim de ceva cheat-uri, nu știu, o să vedem. Dar sunt foarte curios ce e acolo sus. Nu știu, pills de astea poți să faci jos din orașul celălalt, în casele oamenilor, cred. În principal, cred că acolo le găsești. Clot, ok. Bun, și acum că avem tot orașul ăsta descoperit, trebuie să trecem în celălalt. Hai să văd dacă am suficientă mâncare la mine. Am niște victory meat, care mărește joy-ul, prea e bine. Seringa aia nouă am. Să mă găsești healing balm. Hai să băgăm niște... healing balm să craftăm la loc ce am consumat. Și hai să folosim disposable lockpicks. Facem două. Să le avem disponibile. Așa cum am zis, am mărit joy-ul, dar nu e problema pentru că e foarte posibil, da. Chiar aveam nevoie de joy ca să trecem de ăștia doi de aici. Sper să nu-mi treacă joy exact când trec eu pe aici. Când n-am foarte mult joy de față. Dar suntem în regulă și am trecut fără nicio problemă. Cred că în curând o să-mi scadă joy-ul totuși, dar
Da, exact, la fix mi-a scăzut. Dacă intri aici faci overdose, așa că nu o să intrăm acolo sub nicio formă. Și din cauza că pierdem efectele, vom pierde și de mâncare, din păcate. Și din mâncare și din băutură. Din băutură nu mai avem, deci ia să văd, să bem ceva. O să le beau pe astea două, să facem băutura full. Măcar să fim... Oh, shit, și mi-a și din băutura acum, chiar dacă am băut-o. Aiurea fază. Mie că nu mi-a luat foarte mult. Au ăștia uneori un mers, uitați-vă la astea. What the fuck? Se mă uită și la mine, zice că da, sunt mândru de mersul ăsta. Bun, aici să vedem, deci noi n-am descoperit partea asta din spate. Practic acum o să avem toată harta descoperită. Și dacă nu mai e niciun oraș, înseamnă că astea sunt toate orașele din update-ul ăsta și o să trebuiască să vedem update-urile următoare dacă vor băga alte orașe. Dar, vezi, orașul ăsta nu l-am explorat aproape deloc. Aici e un shelter pe care nu l-am vizitat. Hai să intrăm să vedem dacă găsim ceva bun în el. Ok. Avem purple pills, asta e așa. Pentru siringi, ce aveam nevoie? Purple și mai avem nevoie de red. Okay, deci dacă facem rost de red, o să putem să ne facem seringa aia. Metal bits, frying pan, mechanical parts, toate sunt bune. Joy pill și cloth, ok. Pot să fac și anti-future device și electro-lock shocker. Electro-lock shocker știm cam ce face. Hai să facem un anti-future device. Ah, pot să fac și un din ăsta. Hai să facem un de ăsta. Ok, le avem pe amândouă acum. Facem și un disposable lockpick. Cred că o să le fac pe toate. Să le avem. Și acum că le avem pe astea două. Deci avem electro-lock shocker. Chiar am două de astea. Mai avem... Stai, unde sunt astea? Anti-future device. O să-l pun pe quick slot. Purple pills le băgăm aici. Punem asta pe quick slot și o să vreau să-l arunc. Disrupt the devices of the future with this handy device. Disrupt the devices of the future. Ce ar însemna asta? Că dacă arunc chestia asta la o intrare în oraș, ar trebui să dezactiveze intrarea. Nu știu dacă e chiar așa, dar vom încerca pentru că sunt curios. Și pe aici văd că nu mai e mare lucru. Large bottle of water, asta e apă contaminată, din păcate, îți dă o tonă de joy. Așa că nu ne ajută foarte mult. Hai să ieșim. Și după ce vom descoperi toată partea asta a orașului, vom încerca să mergem la o intrare și să aruncăm cu chestia aia, să vedem dacă într-adevăr dezactivează securitatea lor sau nu. Și what the fuck, ce e aici? What? Oh my god, de unde au apărut ăștia? V-am zis că întotdeauna găsești chestii strani în jocul ăsta și în partea asta orașului se pare că și-au făcut ăștia un mic adăpost. Oh, i-a văzut poliția. Hop, l-a dat pe jos. Poc. Ia să vedem cine va câștiga. Mai zis, în fiecare episod vedem câte ceva nou și de data asta ăștia și-au făcut un adăpost în mijlocul orașului. Iarăși e bugul. Oh, pe mine, de ce? Eu ce-am făcut? What the fuck? Eu n-am făcut nimic. Ok, o să ne băgăm în adăpost. M-a văzut și pe mine din cauza lor. Dar o să stăm aici în adăpost. Aici ei nu au cum să intre. Însă dacă am o armă mai puternică decât chestiile astea, că sunt foarte bune. Iar branch-ul ăsta sub nicio formă nu e bun. Dacă aș avea două lead pipes, aș putea să fac o armă foarte bună. E vorba de hammer pipe, dar n-am decât una. Dacă mai facem rost de una, o să mergem să ne craftăm. Rotten mushroom, practic mi-arunc ce n-am nevoie. Rotten apple, chestii nefolositoare, chestii... Cel puțin rotten apple nu poți face nimic cu el. Și practic e degeaba în jocul ăsta pus. E pus ca item gnoi. Am aflat niște chestii interesante. Știți că v-am zis eu de Jack, că e capul răutăților și nu știu ce. Și că ar fi un moșuleț de ăsta care încearcă să te ajute, pe care îl găsești în tur, în castel. Și că moșulețul ăla ar fi Jack, de fapt, care a realizat ce a făcut și încearcă să-și repare greșelile și să termine toată chestia asta.
Și, de fapt, Jack pe care îl vedem noi la televizor sunt înregistrări făcute când era el tânăr. E foarte interesantă teoria asta și aș vrea să descoper mai multe, dar nu știu cum să ajung în turnul ăla încă. Dar o să descoperim noi, până la urmă, o metodă. Oricum, într-adevăr, jocul ăsta e absolut superb. Atât la atmosferă, cât și la poveste. Și deși ați văzut că n-am văzut cine știe ce poveste în joc cu cutscene-uri și nu știu ce, totuși, doar din ce aflăm așa, la întâmplare, informații de astea la întâmplare pe care le găsim pur și simplu pe aici, nu știu, ne oferă o poveste interesantă. Așa, hai să mergem tot înainte. Uitați-vă cât de frumoase sunt reflexiile. Hai să precizez din nou că jocul folosește Unreal Engine 4, deci cu, într-adevăr, va arăta foarte bine. Momentan v-am zis, e pre-alpha și unele texturi, deci dacă mă duc foarte aproape la unele texturi, o să vezi că nu sunt de cea mai bună calitate, cel puțin astea două nu se împreunează și ar trebui să se unească într-un fel, să n-arate așa, zici că e un covor lipit, dar au timp să repare toate chestiile astea până când se va lansa jocul. Ce s-o fi întâmplat cu adăpostul ăla pe care și l-au făcut oamenii aia? Te pomenești că oamenii aia au fost și-au făcut adăpost din cauza că i-am lăsat eu în oraș. Știți că în episodul trecut am lăsat niște oameni în oraș să intre. Oameni din orașul celălalt, mă refer. Și am descoperit toată strada asta de aici. Lovely day for it. N-am mai auzit expresia asta, lovely day for it. Decât în jocul ăsta, dar bănuiesc eu expresia adevărată de la ei de acolo, de la britanici. Un mic bug. Și acolo e orașul celălalt. Vedeți? Și da, e orașul de peste drum. O să mergem pe fiecare străduță în parte, că vreau să le descoper pe fiecare în parte. Să le avem descoperite total. Zic că aici se băguiește strada. Pentru că jocul ăsta e generat random. Deci tot ce vedeți aici e generat random. Eu dacă pornesc acum un joc nou, îi dau new game. Toate orașele astea vor fi configurate altfel. Deși vor avea alte texturi, aceleași texturi, vor fi configurate altfel, în altă ordine. Să se duce și la Joyu. Lovely day. Putem să facem și noi cu Lovely Day. Ne ajută să ne camuflăm un pic mai bine în orașul ăsta, că e plin de oameni. Lovely day. Toată lumea zice Lovely Day, adică e o zi frumoasă. Toată lumea crede că e o zi frumoasă azi. Lovely day. Trebuie să ne camuflăm și noi puțin. Așa, și o să mergem tot înainte pe aici. Să încerc să fug puțin. Pe aici, prin spate, nu mă vede nimeni. Oh, shit, nu pot să intru pe acolo. Oh. Domnule polițist, eu nu fugeam. Am zis că nu le place să fugi și că ar fi nepoliticos. În opinia lor, toată lumea ar trebui să meargă frumos pe jos. Adică n-ar trebui să fugă nimeni. Și mai e o chestie acolo. Deci zona din partea aia nu am descoperit-o. Hai să vedem cum stăm cu mâncarea. Cam nu stăm foarte bine cu mâncarea. Nici cu băutura nu stăm foarte bine. Vă trebuie să trecem prin orașul celălalt să ne luăm. Dar... mai avem vreun victory meat pe aici? N-avem. N-avem nimic de mâncare. Asta e o problemă și o să fie o problemă foarte curând, așa că mergem să descoperim repede și pe aia ne întoarcem în orașele celelalte. Așa. Și e și un semn de exclamare roșu aici. Să vedem ce e. Hop, tot înainte. Plin de oameni pe aici. Oh, wow, wow, ce se întâmplă aici? Încă un om de ăsta. Și l-au bătut. Oh, shit. Deci dacă mă apropii de downeri în orașul ăsta, se iau și de mine. S-au luat de ăla acum, what the fuck? Sunt nebun rău de tot ăștia. Bun, și noi ar trebui să
Trecem partea aia, dar faza că erau ăia acolo și nu prea puteam să trec din cauza lor. Da, am ocolit puțin. Da, aici era de postul ăstora, dar e Victory Meat. Avem Victory Meat pe masă. M-aș duce să o fur repede. Da, e Mystery Meat. Mystery Meat te poate omorâ, așa că nu o să o iau. Oh, shit. Oh, shit. Au văzut ăștia. Eu trebuie să trec pe aici, n-am ce să fac. Trebuie să nu se ia după mine. Și mergem tot înainte. Asta e o zonă nedescoperită și de asta vreau să trec prin toate zonele, v-am zis. Lovely day. Ok, poliția nu mai vine pe mine, suntem în regulă. Și vom lua anti-future device și o vom arunca în podul ăstora. Ok, în partea aia n-am descoperit tot, dar bănuiesc că nu e mare lucru. Cred că pur și simplu e un capăt de stradă și atât. Abia aștept să bage povestea în jocul ăsta. Adică, v-am zis, momentan e pur și simplu fundația. Fundația jocului e pusă și arată foarte bine, promite multe jocul. Dar când o să bage povestea, vă dați seama cam cât de genial o să fie. Mie unul îmi dă un vibe de Bioshock Infinite. Toată atmosfera din jocul ăsta îmi dă un vibe de Bioshock Infinite. Nu știu cum sunteți voi, dar v-am zis, pentru mine, nu știu, cel puțin așa îmi dă feeling-ul. Bun, și acum avem toată harta. Ba nu, nu avem toată harta. Uite, zona de aici nu e descoperită, deci ar trebui să ne îndreptăm înspre direcția aia. Totuși, dacă le-aș arunca device-ul ăsta, deci să-l arunc acolo. Good day, lovely day. Sunt trei polițiști aici. Riscăm cam mult. Și nu prea am arme bune. Asta e faza. Sunt și foarte mulți oameni. Ar fi bine să mergem în direcția aia, cred. Hai să încercăm celălalt pod. Aici e foarte multă lume și având în vedere că n-am arme foarte bune, e foarte posibil să murim. Și am ajuns la ziua 10, nu prea aș vrea să mor, adică nu-i mare chestie, dar nu prea aș vrea să mor. Totuși, aș vrea să văd ce... Azi sunt iteme bune aici înăuntru. Am un electroloc. Hai să deschidem ăsta rapid. Hop, am intrat. Aici e sfârșitul jocului ăla. Trebuie să am grijă să nu cad, dar mai costă o dată aici. Dar voi aștepta să termine ăștia de fugit după mine. Wow, what the fuck? Stai așa că am văzut ceva. What the fuck? Voi vedeți ce-i sus acolo? Încerc să mă uit așa fără să cad. Arată foarte ciudat. Zona de sus. Și aici nu e mare lucru, adică nu... Dacă mă duc acolo să sfârșește jocul, am zis să mă uit prin maintenance cabinets pe aici să văd dacă găsești ceva, dar nu e mare lucru nici aici. Ne, să ieșim până la urmă. Și ăștia o să se ia de noi. Fuck, nu e bine. Ce face aia? Disrupt the device of the future. Nu știu dacă m-a ajutat cu mare chestie. Mă gândesc că mai degrabă le atrage atenția ăstora ca să poți să... Cred că asta e faza. Le atrage atenția și poți să iei de lângă pod pe polițiști. Să vezi că ei nu mai vin după mine, deci cred că i-a fraierit. Mă gândesc, nu știu. Și mai suntem în orașul ăsta. Dar îți trebuiască să ajungem undeva pe aici, cred, pentru că... Bine, mai întâi să mergem să ne umplem cu apă, niște sticle. Și o să mergem în orașul ăla ca să facem rost de mâncare, că am rămas fără mâncare deloc, nici nu am deloc mâncare. Și avem nevoie, neapărat.
Bun. Luăm apă de aici. Calmează-te, lasă-mă să beau niște apă. Așa, avem apă, fill container și avem câteva sticluțe pe care o să le umplem. Avem două, trei, doar trei. Mai am de astea. Să le beau doar ca să pot să le umplu cu apă curată. Și pe asta o să-l batem. I-am dat bleeding. Plec de aici, poc. Dacă le blochezi atacul exact când trebuie, le dai counter attack și atunci e și mai bine. Aștept să-mi scadă joy-ul. Pentru că să-mi scadă și din apă. Facem la dry cooker aici ceva? Mm? Îmi place cum face DJ Max, DJ Max. Hop, hop. E mai fain dacă ai două. Ia stai, am două? Am și un pipe. Ia. A? Acum DJ Max la maxim, facem remix. Așa, hai să bem apa pe care ne-a scăzut-o. Și acum vedeți că nu mai avem mâncare deloc. Asta înseamnă că trebuie să mergem în orașul celălalt. Am folosit deja un loc, un zap locker de la. Și mai avem unul, dacă cumva e să avem nevoie. Uite, mechanical parts la greu. Poc. O să vorbesc cu developerii, să-i întreb când e următorul update, ca să vă zic și vouă, că eu unul, nu știu, eu abia aștept să văd ce vor lansa nou. Ăștia încă sunt aici. Schidem ușa și lăsăm să intre, dacă nu mă deranjează pe mine. Păi ăștia de aici o să-i deranjeze cu siguranță, dar pe mine nu. Trecem mai departe. Și mai avem aproape toată harta. Ăsta e un oraș și ăsta de aici de jos, pe care nu l-am descoperit încă. Dar o să facem descoperirea asta probabil în episodul următor. Dacă vă place și vreți să continuăm, lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi cel mai important, cum facem să ajungem în castelul ăla? Da? Cum facem să ajungem sus acolo? Pentru că asta mă interesează cel mai mult. Acolo mi se pare că e secretul jocului cel mai mare și, na, ar trebui să găsim o metodă. Până una alta, eu să mă apuc de luat de aici mâncare și ne auzim data viitoare. Pa, pa!